Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la știrile crypto. Astăzi, 17 mai 2024, o zi în care ne apropiem de weekend, o zi în care piața arată relativ foarte bine. Da? Bitcoin-ul peste 66.000, Ethereum-ul peste 3.000, dot peste 7 dolari, portalul la 79 de cenți multe proiecte care au avut o evoluție interesantă, doar că ne vom apropia de zone cu rezistență pentru Bitcoin, zone cheie, în care e bine să nu ne grăbim când luăm decizii, să așteptăm să vedem cum reacționează cu acele zone cheie. Hai să vedem știrile, că sunt lucruri interesante. Dragilor, știți că vă spun că urmează o vară incendiară. Ia uitați aici, autoritățile chineze, poliția din China, au arestat 100 și ceva de persoane care operau un sistem bancar ilegal. Practic foloseau criptomonede pentru a muta bani dintr-o parte în alta. Este vorba de operațiuni începute în 2021 cu 193 de persoane suspecte și se estimează că au fost spălați sau folosiți 1,9 miliarde de dolari preponderent cea mai folosită criptomonedă de către acești oameni a fost USDT-ul Tether. În China, criptomonedele sunt interzise, însă adopția este la scară largă. Foarte mulți chinezi folosesc criptomonede, nu au nicio treabă cu ce se întâmplă. Doar că această libertate da, nu cred că o să mai dureze atât de mult. Da? Deja văd că se strânge șurubul, cum s-ar zice autoritățile din toate țările par hotărâte să facă lucruri. Cei de la Coinbase, cel mai mare cripto exchange american, sunt de părere că Ethereum poate să ofere surpriza sezonului, deși în clipa de față pare să aibă o întârziere sau o reacție mai lentă față de Bitcoin. Comparând performanțele de anul acesta până astăzi, da? Se pare că Ethereum are o apreciere de 29%, vorbesc din date din articol, nu de pe chart. Puteți verifica și pe chart dacă sunt ok sau articolul, cei care au scris articolul bat câmpii, față de Bitcoin care are o creștere de 50% anul acesta, cu tot cu corecția pe care a avut-o. Da? Din punctul meu de vedere, dacă lucrurile se vor așeza în felul în care par să se așeze, da, v-am zis că sunt anumite nuanțe despre care nu pot vorbi, cred că Ethereum-ul ar putea să ajungă la un trilion de dolari capitalizare, da, pentru că în clipa de față toată lumea financiară, cel puțin americană, așteaptă decizia finală în ceea ce privește Ethereum ethereum este un instrument extrem de important în ecosistemul unui stablecoin. Care stablecoin la un moment dat s-ar putea să ia prin planul? O să aflați la momentul potrivit. Acest articol ne spune că tehnic, în clipa de față, Bitcoin este la mijlocul unui bull market. Dacă ar fi să interpretăm ad litera, ar însemna dacă aici e mijlocul la 66, probabil topul ar trebui să fie la 132 Dar nu cred că asta este ideea articolului Este vorba despre date tehnice și date financiare Pentru că Bitcoinul se măsoară nu doar prin preț, sunt mai mulți indicatori, mai mulți factori care analizează evoluția lui ca și asset tind să fiu de acord cu această afirmație din acest articol. Cred că bitcoin nu e setat, e programat să ajungă la 100.000 de dolari, indiferent de ce se va întâmpla cu rata dobânzii, indiferent ce se va întâmpla macro în economie, pentru că este un store of value și cred că Bitcoin este mult mai util la o valoare mai mare decât la o valoare mică. Ideea este că în aceste 60-70 de zile ciclice pe care piața face, le folosește pentru a face squeeze în aceste mini bear market-uri, da? corecții, de fapt scopul lor este unul singur și anume forțarea deținătorilor de Bitcoin să vândă, pentru că nu e lichiditate în piață. Da? Eu așa văd aceste corecții. În rest, squeeze-uri pe altcoin, pe nu știu ce, fiecare și asează taraba și se organizează. Dar Bitcoin nu cred că de aici mai are cale lungă. Investițiile, da? Justin Bieber, faimosul actor și solist, a investit în Apecoins, în NFT-uri, stați așa, în Board Ape, undeva la 1,3 milioane de dolari la vremea respectivă. Da, 500 de Ethereum, plus în articol mai scrie de câteva investiții adiționale. Ideea este că în clipa de față, pierderile sale sunt undeva la 96% din momentul în care a luat acea poziție. NFT-uri, da? cu mai mulți și cu chestii. Practic, valoarea investiției sale de 1.300.000 este sub 100.000 de dolari în clipa de față, lejer. Mesajul meu este întotdeauna încercați să înțelegeți valoarea da, unui asset. De exemplu, cei care mă urmăresc știți că am o investiție în Evo care acum este pe minus, da, pe minus dacă aș vinde. Eu dacă nu vând am același număr de monede. Ideea este că dacă aș fi fost în NFT-uri, în clipa de față probabil aș fi fost resemnat și aș fi știut bă soarta mea a fost pecetuită. Dar sunt într-un proiect pe care l-am analizat, l-am studiat, m-am uitat la foarte multe lucruri da? și cred Că proiectul își va reveni și probabil va depăși valoarea lui maximă la un moment dat. În, în situația asta a fost și Michael Saylor, cel ce conduce unul din cele mai mari fonduri de investiții în Bitcoin de pe planetă. El a fost o perioadă lungă în 2022 pe minus cu miliarde cu investiția asta în Bitcoin și toți credeau că e nebun. Domne, du-te de ei, s-a dus Bitcoin, gata, a fost și aici. Nu, no, uite-l, e 30, 20. Asta este problema și drama pe care trebuie să treacă investitorii în anumite momente. Da? Nu vinzi pe minus, nu pierzi. Nu vinzi când ai profit, nu câștigi. Astea sunt lucrurile simple. Dragilor, înainte de vă ura o seară extraordinară alături de cei dragi, vă reamintesc că mai este o săptămână până sâmbăta viitoare când avem evenimentul online O Vară Incendiară. Eveniment la care vă puteți lua bilete și puteți participa online chiar acum. Avem tematici foarte interesante de discutat, care sunt cele mai sigure criptomone de actualizări în legislația cripto din România, legislația mica, evaluarea riscului unui bear market, ce portofele cripto sunt sigure, legea europeană mica, pericole și avertizări, ce se întâmplă dacă un stablecoin își pierde valoarea și așa mai departe. Biletul este aici, îl puteți achita. Noi suntem firmă românească, plătim taxe și impozite la statul român, așa cum este corect și normal. Vă doresc zi frumoasă, la revedere!